Oh.
aceasta pe care a făcut-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Doamne,
Hristos, întru care ați fost chemați, ca să fiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și să fiți mulțumitori. Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăție. Învățați-vă și vă povățuiți între voi cu toată înțelepciunea. Cântați în inimile voastre Domnului, mulțumindu-i în psalmi și în laude și în cântări duhovnice. Fiți următori a lui Dumnezeu ca niște fii iubiți și umblați într-o iubire precum și Hristos ne-a iubit pe noi și s-a dat pe sine pentru noi prin noi și jertfă lui Dumnezeu într-un miros cu bună mireasmă. Iar de sfrâm și orice necurăție și lăcomie de aveți, nici să se pomenească între voi, cum se cuvine sfinților. Nici vorbe de rușine, nici vorbe de funești, nici glume care nu se cuvin, ci mai degrabă mulțumire. Căci aceasta să știți bine, căci niciun desfrânat sau necurat sau lacom de avere, care este un închinător la idol, nu are moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă amăgească prin cuvinte deșarte, pentru că acesta, că pentru aceasta vine mânia lui Dumnezeu peste fine ascultării. Deci să nu vă faceți părtași cu ei. Altădată erați într-un tuneric, iar acum sunteți lumină într-un Domnul. Spre primire.
firea Evangheliei iubitului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Să fie mie după cuvântul vostru, frate în zi de părină, trebuie de vrei să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace! Este să treacă cămila prin urechile apului decât bogații în împărăția cerurilor. Iubiți credincioși, în perioada anterioară acestei duminici am aflat
câteva lucruri despre bogați diferiți pe care Mântuitorul Hristos i-a întâlnit sau despre care a vorbit. Ne amintim de istorisirea unei parabole care spunea că un bogat în toată viața lui a petrecut în ospețe împreună cu cei apropiați și niciodată n-a oferit măcar o fărâmitură de la masa lui de-a pururi îmbelșugată unui sărac cu numele Lazar, care ședea la poarta casei lui. Altădată am aflat despre un bogat căruia i-a rodit din belșug țarina și care, singuratic fiind, neavând pe cineva de aproape cu care să se sfătuiască,